Obișnuiesc să încep fiecare predică prin a binecuvânta pe Domnul și a binecuvânta adunarea. Și de regulă aceste benedicții le extrag din textul biblic. O voi face și în această seară, nu doar ca o regulă, ci și ca o anticipare a ceea ce vreau să spun. Vreau să-L binecuvântez pe Domnul cu un cuvânt care se repetă în Scripturi. Între altele se găsește scris în Psalmul 106, versetul 48. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică amin. Lăudați pe Domnul. Și pe dumneavoastră ca adunare vă binecuvântez cu cele scrise în Psalmul 129. Este scris aici că așa se binecuvântau evreii în călătoriile lor. Versetul 8. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Dragii mei, mi s-a propus un titlu generic, Credința în vremuri incerte. Și aș vrea să reflectăm puțin asupra incertitudinii care domnește în lumea aceasta. Și vă prezint doar patru aspecte care fac ca incertitudinea să fie, poate am putea spune, fără precedent. În primul rând, incertitudinea este dată de confuzia care s-a instalat acum în postmodernism, când s-au fluidizat aproape toate paradigmele, inclusiv cele religioase. Dacă în epoca modernă se spunea gândesc, deci exist, acum se spune mă îndoiesc, deci gândesc. E ciudat, dar asta e realitatea. Totul se pune la îndoială, totul pare atât de limitat ca timp, ca arie de cuprindere și atât de îndoielnic. În al doilea rând, trăim într-o vreme, într-o lume marcată de solitudinea ce a urmat dezintegrării familiei și dispersiei membrilor ei, atât din punct de vedere economic, dar și din alte motive sociale și din alte cauze, oamenii s-au împrăștiat. Dumnezeu le-a spus să se împrăștie până la marginea pământului doar ca familii. Dar acum vorba aceea, mai mult pleacă de acasă părinții decât copiii. Și într-o asemenea condiție, fiecare este cu geanta lui și de când și cu tehnologia, cu aparatul lui, și se instalează o stare de izolare. Pandemia a accentuat această solitudine. Și dacă facem legătura cu primul aspect ce-l aminteam, fiecare își poate crea un univers propriu al gândirii și al trăirii. În al treilea rând, este ușor de observat. Nu vă spun lucruri care se observă la microscop, nici cu telescop. Se văd cu ochiul liber. Asistăm la abandonarea aproape totală a normelor morale biblice. Și asta, în primul rând, vizează familia. Și adolescenții și tinerii sunt izbiți în mod frontal de această realitate. Și pe fondul acestor trei aspecte amintite și altora care sunt asemănătoare, avem de face cu o societate care, în mod special la nivelul generației tinere, este lipsită nu doar de scop, ci de siguranță. Și toate astea conduc la un egoism al plăcerii de moment. Cam atât a mai rămas omului. S-a închistat orizontul și i-a rămas omului, repet, să savureze plăcerea de moment. Și totuși,
Această lume nu este abandonată de Dumnezeu. Și noi suntem aici în casa Lui. Și am o Biblie în mână. M-aș fi bucurat să aveți și voi. Eu admit că puteți să folosiți un telefon, dar să-l învârtiți cel puțin cum învârte o Biblia. Că să putem să comunicăm. E bun și proiectorul pentru cine a uitat Biblia și vine de undeva, nu de acasă, și n-a putut să aibă Biblia la sine. Nu. Vreau să fiu legalist. Dar eu obișnuiesc să spun că la proiector vezi un verset. În Biblie vezi două pagini, câte două coloane. Și poți să cercetezi. Altfel ești frustrat. Dacă nici în sistem digital, nici pe suport nu ai textul sacru, rămâi cumva în urmă. Dar în fine, trecem peste asta. Ce vreau să spun cu Biblia încă de la început? Aș vrea să privim în aceste condiții. Cum poate omul, tânărul, despre noi vorbim, despre voi, așa, să fie un om religios biblic? Homo religiosus, dar biblic. Că nu se poate nega că omul nu este religios. Citeam despre o statistică, cei din Islanda, pentru că s-au lepădat în mare parte de creștinism, se întorc la zeitățile lor de acum câteva sute de ani. Chiar biserica satanistă este o altă dovadă că omul este religios, prin natura lui. Dar, repet, cum poate să fie un om religios biblic? Și aș vrea să vă dau aici patru idei. Dacă le și notați, vorba fratelui, se spune că uneori o foaie mică face mai mult decât un cap mare. În primul rând, vă propun să aveți o credință ce se bazează pe revelația biblică. O credință bazată pe revelația biblică. Și în ceea ce vă voi spune, mă folosesc în prim plan de cartea Daniel, dar voi folosi și alte referințe scripturale. Cei patru, posibil să fie și alți evrei, despre aceștia avem cunoștințe concrete, nominale, au fost în Babilon fără părinți, frustrați de un potențial viitor familial, și rezultă din cele scrise despre ei că au decis să-și conducă sau să-și trăiască viața conform revelației sfinte pe care o aveau. Și vă dau câteva referințe. Scrie în cartea Daniel, în capitolul 1, unele dintre ele se înțeleg în mod direct, altele se desprind în mod indirect din text. Scrie aici în versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Înseamnă că ținea cont de reglementările alimentare levitice. Și vă rog să vă gândiți că nu era chiar ușor să le respecte. Și a riscat și administratorul, poziția, poate chiar viața. Cum spune înțelept un proverb, mânia împăratului investitor al morții. Și doar în capitolul următor, Nebucadnețar a și dovedit-o, că atunci când se supăra, omora pe cine voia, cum scrie și în alte capitole din cartea Daniel. Ceilalți trei sunt întâlniți în capitolul 3, sub incidența respectării sau încălcării celor mai importante porunci din Decalog, care vizau relația cu Dumnezeu. Și scrie în Daniel 3, versetul 17, iată Dumnezeu nostru căruia îi slujim poate să ne scoate în cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina. Sunt expresii din porunca a doua. Au hotărât să trăiască potrivit revelației biblice. Tot aspectul închinării
a fost vizat și acesta va fi prezent până în ultima generație. E chestiunea închinării, a relației cu Dumnezeu. Și în capitolul 6, când s-a interzis, din textul nostru nici nu rezultă clar ce a fost. Hai să vă provoc la ceva, dar sper să nu vă pierd în paranteza asta. Cum a fost decretul din Daniel capitolul 6? Nimeni n-avea voie să se închine timp de 30 de zile numai împăratului, el devenea unicul zeu? Sau nimeni n-avea voie să-și practice religia 30 de zile, numai împăratul avea voie să se închine la orice zeitate? Din traducerea Cornilescu nu puteți dovedi care din aceste două a fost. Dar treceți peste asta. Asta doar așa că atunci când n-aveți altceva de făcut, să vă gândiți la întrebarea asta. Revin la ideea închinării. Deci a fost în joc viața, nu doar profesia. Amintiți-vă câteva zeci de ani mai târziu, Mardoheu a fost pus în fața aceleiași încercări. Sau să ne gândim de un Iosif în țara Egiptului, vorbim de tineri, duși pe alte meleaguri. Ce a spus el, scrie în Genesa 39, cum să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și scrie acel verset pe care îl știți, nu? Psalmul 119, care este o pledorie minunată pentru cei ce vor să-și coordoneze viața după cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, citesc de la versetul 1 și apoi mă opresc la versetul la care făceam referire. Fericiți de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Această idee apare și în Psalmul 1, știți? Se spune că la un rabin s-a dus un tânăr și a spus: după normele scrise, zi și noapte trebuie să ne gândim la legea Domnului, dar când să fac altceva? Și rabinul a spus: când nu-i nici zi, nici noapte, faci altceva. Că ziua și noaptea sunt pentru așa ceva. Și scrie în continuare în Psalmul 119, versetul 4, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea îndurilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Să ai ca și imagine coordonatoare a gândirii tale poruncile sfinte. Cuvântul lui Dumnezeu, cum îl avem în întregit, cum spune Pavel Colosenul cu 24, că a primit harul să întregească prin revelația de care a avut parte cuvântul lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus Hristos spunea: cerul și pământul va trece, cuvintele mele nu vor trece. Spunea Pavel, Roman 2 cu 16, căci în ziua judecății cartea care va fi pe biroul judecătorului va fi această Evanghelie. Bine spunea Martin Luther, Biblia nu e nici antică, nici modernă, Biblia e veșnică. Cum spune un vers a fratelui Petru Cârdei: carte binecuvântată care în jurul tău ne aduni, tu ne dai hrană bogată, fără bani și fără plată, carte plină de minuni. Ori și unde și ori și când întrebăm la lei cuvânt, el la toate ne răspunde, căci în dânsa se ascunde Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Vă recomand așadar, dragi tineri, cum închei ideea asta cu o ilustrație, și mi-a venit acum în minte, spune că un copil s-a dus la bunica ce avea o Biblie și a văzut-o, a crezut că e ceva cu poze. Așa s-a uitat poze, nu? Foie destul de subțire, scris mărunt și mult. Și a zis: bunica, ce e asta? Beata bătrână a crezut, nu cumva să-i rupă cartea sfântă. Asta e cartea lui Dumnezeu. Gata, copilul s-a sfit, cartea lui Dumnezeu. Și tot se m-a uitat unde era pus acolo, pe raft sau pe dulap, pe mobilă, ceva. Și spre finalul vacanței, tot uitându-se și la carte, amintindu ce a spus bunica, a spus ceva parcă profetic, așa inspirat copilul: dacă e cartea lui Dumnezeu și tu nu o folosești, dă-o înapoi. Nu, ne-a dat-o nouă.
credința în revelația biblică. 2. Manifestarea cultică a revelației biblice. Ce facem noi acum aici este o manifestare cultică. Suntem într-un locaș de cult, unde se practică închinarea. A fost un altar în primele generații de oameni, a fost templul de la Ierusalim, sinagogile după ce au fost deportați în Babilon, și avem de aproape 2000 de ani Biserica Domnului cu adunări locale. Dar gândiți-vă la ce vă întreb din Biblie. Ce definește Scriptura ca templu, numai comuniunea frățească? Evident, nu ne referim la pereți. Sau definește ca templu și ceea ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 6. Cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt? Poate să fie Duhul Sfânt într-o persoană ca individ? Înseamnă că e templu, nu? Nu doar în comunitatea frățească. Manifestarea cultică sub acest aspect este de ordin comunitar și individual. Cum spunea Domnul, discuția cu femeia de la fântână, Ioan capitolul 4, vine vremea, acum a și sosit, când închinătorii adevărați ai Tatălui se vor închina în Duh și în adevăr. Și asta înseamnă că nu suntem dependenți de un anumit loc. Și după spusele Domnului, e bine dacă sunt doi sau trei și ne place și slavă Domnului de toți care se adaugă la numărul părtășiei frățești. Dar a spus Domnul Iisus, scrie în Matei 6, că poți să încui ușa după tine, să fii sigur că ești singur, nu? Și chiar și acolo este o manifestare cultică. Vă rog să fiți atenți aici. Poate la primul punct ce l-am enunțat, mai greu v-ați putut verifica, dar aici e ceva mai simplu, mai palpabil să vă cercetați. Și am observat asta de-a lungul anilor. Vă dau întâi un exemplu. Părinții mei și bunicii au fost primii pocăiți, să spun așa termenul popular, biblic de altfel, în comună. Asta prin anii 60. Dar a venit un val de învățătură de la Martirii lui Jehova, cum că se termină lumea în 72. Pe sora mea mai mare a scos-o de la școală, deși învăța foarte bine. Tata nu s-a mai apucat să-și facă altă casă dacă se termină lumea. Și s-au dus toți pentru câțiva ani la adunările martorilor. Singurii care au rămas pe poziție a fost bunicul și bunica părinții tatălui meu. Apoi Domnul i-a cercetat cu o boală, mama a fost foarte bolnavă, îmi amintesc că era aici la spital la Cluj, a venit tata înapoi acasă și a spus, n-are șanse de viață. Și povestea el apoi și a acoperit casa aceea veche cu ceva ca să nu plouă, era o casă veche, cu șindilă. Și curgea așa picuri din ochi, zicea că parcă ploua pe acoperiș, Doamne, să nu rămân nevastă, să moară, rămân cu copii. Dumnezeu s-a îndurat și a vindecat-o pe mama, trăiește și astăzi. S-a întors înapoi. Dar eu m-am întrebat după ce am crescut mai mare, Doamne, de ce bunicul și bunica au rămas și ceilalți au fost duși de un vânt de învățătură, cum spune Pavel la Tesaloniceni? Știți ce m-a sesizat Dumnezeu? Uită-te la manifestarea lor cultică în fiecare zi. Parcă văd și acum așa o Biblie destul de desfăcută cu mâinile lor de țărani, cum au tot umblat pe foi, o harfă din aia aceea cântări vechi. În fiecare zi se citea în Biblie, citeau împreună, chiar și bunica citea singură. În fiecare zi cântau, se plecau pe genunchi. Aici se pare că în generația tânără se pierde cât ceva din manifestarea asta cultică. Am urmărit și în seara asta. Unii s-au pus pe genunchi, închinarea ar presupune să ne plecăm pe genunchi și v-aș putea aduce acele multe versete din Biblie, dar nu putem să ne extindem în toate direcțiile. Mi-a rămas în memorie, eram cu copiii mici și am trecut prin Bucovina, pe la marginea, pe la casa Olarului. Olarul era un frate de credință, era
la masă. Mi-amintesc că a vrut să servească pe copii cu ceva gogoși. Ce m-a încântat nu doar cum se pricepea la arta olăritului, ci că după ce a terminat de mâncat, s-a pus pe genunchi să mulțumească. Eu zic că e mulțumit Dumnezeu, să mulțumim și în picioare. Dar așa încet, încet se pierde din manifestarea cultică și se ajunge să ne rugăm așa, stând pe scaun. Deși dacă e vorba de mâncat, găsim o poziție prielnică pentru trup, nu? Dacă e vorba de odihnă, găsim o poziție potrivită într-un pat să ne odihnim. Manifestarea cultică înseamnă orar. Care vă este orarul de închinare? Înseamnă efectivă închinare pe genunchi. Manifestarea cultică are de-a face și cu îmbrăcămintea. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage și spune cum să se roage, nu? Evreii aveau foarte multe reguli cultice. Multe. Mulțumim, Domnule, că nu mai avem cât atunci, așa-i? Știți că vinovăția fiilor lui Eli a fost mai mare, nu pe linia imoralității, ci pe linia încălcării regulilor cultice, a felului în care aduceau jertfele. Pare ciudat, nu? Nu. Că ordinea poruncilor asta spune că cel mai grav și spunea bătrânul Eli să păcătuiești față de Dumnezeu și apoi. Tot grav este porunca a doua față de semen, dar e mai puțin grav decât față de Dumnezeu. De aceea, ascultați-mă. Eu mi-amintesc după ce m-am căsătorit. Înainte de căsătorie am trecut așa printr-un proces de apropiere de Dumnezeu. M-am dedicat studierii Scripturii. Aveam, cum era atunci, carte sau caiet de cântări, de poezii. Și apoi mi-amintesc că după ce m-am căsătorit cu scumpa mea soție, ne rugam împreună, citeam, aveam liste de rugăciune. E așa de frumoasă manifestarea cultică. Și fără ea, ascultați-mă bine, credința se evaporă, se pierde. Domnul Iisus Hristos era frecvent întâlnit la rugăciune, nelipsit de la sinagogă, cum de exemplu se scrie în Luca 4, după obiceiul său, le vestea cuvântul, au respectat procedurile cum era la Paște și scrie în Marcu 14, Matei 26, au cântat cântările. E important asta. Pentru că oricum suntem bombardați de activități și de regulă foarte ocupați. Spuneau între reformatorii din Evul Mediu, când am mai mult de lucru, mă rog mai mult dimineața, că e ziua mai grea. Da, dragii mei, faceți din disciplinile sfinte, nu legi, ci plăceri sfinte. Venitul la adunare să fie sacru. Am reținut vorba unui bătrân care spunea, o singură categorie de oameni își pot permite să lipsească de la adunare, cei care în caz de incendiu nu se pot evacua singuri. Spunea fratele Horobes de la Caminca, l-am auzit eu cu urechile mele pe bătrânul care a făcut câțiva ani de închisoare în Siberia, a vrut să se mute, să-și cumpere o casă mai aproape de adunare. Și a pornit cum era proroc, a plecat așa, pe jos, a auzit 1, 2, 3, s-a oprit. S-a oprit și numărătoarea. A continuat să pășească și a continuat numărătoarea de unde rămânsese, 4, 5. Și a înțeles că Dumnezeu îi numără pașii. Cum spune Cartea Sfântă și a zis, nu mă mut mai aproape, să aibă ce număra. Da, foarte important. Închinarea voastră de acasă cu familia. Recent îmi spunea un tată cu tristețe, voiam să mă închin împreună cu copiii, tineri, adolescenți, cu copiii săi, unii tineri, alții adolescenți, alții chiar copii. Nu erau doritori să vină, ba,
La unui sună telefonul. Să fie altarul familial în manifestarea cultică prezent și în manifestarea voastră personală. Mi-a trimis o tânără pe internet un e-mail, ceva să mă întrebe din Biblie, și pentru că răspunsul necesita o mică dezbatere, am sunat-o la telefon și așa mi-a lăsat un gust plăcut experiența ei. Din ateistă a devenit credincioasă și v-am auzit în această seară că doriți botezul cu Duhul Sfânt și spunea ea: am fost botezată cu Duhul Sfânt în timp ce mă rugam la rugăciunea mea, la părtășia de seară, singură lângă pat. Erau 3 ani de atunci. Și a zis: așa mă călăuzește Duhul, îmi șoptește, mă învață. Avea deja o maturitate, o cunoaștere în Scripturi. Dar asta, repet, nu se poate fără manifestare cultică. Și v-am spus că, vă spun asta în prim plan din cartea Daniel, scrie în capitolul 6 al cărții sale, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a escălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim, că așa prevedea legislația veterotestamentală, și de 3 ori pe zi îngenunchea, rețineți, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Un singur test v-aș da, dar nu vi-l dau, că nu vreau să vă necăjez. M-am venit să vă învăț, să vă reamintesc, să fiți întăriți în ceea ce știți. Câți dintre voi cântați singuri acasă sau poate în mașină? Ieri spuneva într-o adunare și am observat și aici la dumneavoastră, mai de mult manifestarea cultică era mai puțin artificială și mai naturală, care venea în adunare și s-a apucat de cântat. Și le-am spus, repet, ieri undeva, mă zic, pe aparatele astea unde sunt înregistrate cântările, să scrieți pe ele: robul Domnului care laudă numele Domnului. Și dacă nu ne-ar plăcea să vedem scris asta pe, știu eu ce, aparat, pe un telefon, hai să fim noi robii Domnului care lăudăm numele Domnului. Dumnezeu să vă dea harul unei închinări cultice cât mai active, cât mai regulate și cât mai corecte din punct de vedere biblic. Fără aceasta nu se poate merge mai departe. Cu rugăciuni în fugă, cu un verset de la proiector, cu o venire la adunare sporadică, cu puține zile de post, nu se merge departe. Ce rezultate, ce performanțe școlare ați avea dacă ați frecventa așa din când în când, n-ați fi consecvenți? Sau un sportiv face performanță cu așa ceva? Nici vorbă, nu se poate, fără antrenament. Manifestarea cultică, de altfel, nu ține numai de pregătirea noastră, ține de relația noastră cu Dumnezeu. Scumpa mea soție a plecat la Domnul, dar în perioada de boală ea a fost rugativă din copilărie. A crescut undeva la țară, dacă întreba unde-i Dena, în podul grajdului la rugăciune, acolo era locul ei de strajă. Și a iubit rugăciunea toată viața și în perioada de boală, când nu mai putea să facă prea multe lucruri, se ruga până la 8 ore 10 pe zi. Și a stat câteva zile la o familie din Oradea și noaptea se mai trezea familia ca să vadă de ea cum se simte. S-au trezit odată, pe la miezul nopții, și nu-i în pat, se uită, nu-i la baie. La unde-i sora Dena? Au aprins becul în camera unde dormea. Cum rugăciunea dura așa mai mult, s-a lăsat așa pe un șold și cum era patul tras mai lângă masă, a ajuns cam sub masă și nu se vedea. Și mi-a zis fratele și cu sora: nu o să uităm niciodată vorba care a spus-o: nu-mi luați bucuria de a mă ruga, duce-vi și vă culcați. Când prinzi gustul celor sfinte și bucuria asta a manifestării cultice, când stai în prezența lui Dumnezeu, cum spunea un frate, cineva l-a întrebat: cum e la adunare când e har? Zici, nu știu, uneori vine să zic că sunt eu în brațe la Dumnezeu, alteori vine să zic că e Dumnezeu în brațele mele.
3. Exprimarea faptică a revelației biblice. E indispensabil să avem concepte corecte, un crez biblic, fără tradiții și neciuntit. Dar vorba lui Ioan, lui Iacov, credința fără fapt este moartă. Exprimarea faptică a revelației biblice. Și vă citesc din nou din cartea Daniel. În Scriptura, în capitolul 6, citesc de la versetul 3. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenici pe dregător pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste tot în împărăția. Și cum știți că sunt intrigi în politică și la curțile regale au fost dintotdeauna? Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic și avea undeva, făcând calcule, jur de 80 de ani. Să reziști un politician din tinerețe până la 80 de ani și să n-ai ce scrie de el rău. De pe drept, să spunem așa. Era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Auzi, ce integritate! Nu pe degeaba a fost numit om prea iubit și scump. Să ne gândim la Iosif, la integritatea lui morală. Aici am putea spune integritatea comportamentală, în profesia lui, în activitățile vieții. Se materializează în fapte crezul nostru? Nu știu unde s-a întâmplat, că sau poate este doar imaginația cuiva ce vă spun acum, dar din nefericire, chiar dacă nu e o chestiune nominală, e una reală. Se spune că un slujitor s-a dus într-o familie pentru că trebuia să vorbească cu bărbatul din acea casă pentru că avea niște manifestări necreștinești. Și a luat un copil, să admitem unul, de grădiniță sau cel puțin clasele primare. Și în timp ce slujitorul vorbea cu acel bărbat, copiii se jucau, deci copilul slujitorului cu copiii gazdei. Și cum copiii sunt ori foarte atenți, chiar și când nu ni se pare că aud, întreabă copilul gazdei pe copilul slujitorului: băi, și de acum trebuie să facă tata, cum a zis, tatăl tău? Și se spune că și copilul slujitorului a zis: na, tu nu știi cum e, eu predică. Și din nefericire e o constatare reală asta. Dacă în viața noastră invidia sau chestiuni din astea ascunse, mânie sau un plan moral sau imoral, cum să zic, sau altele, chiar și dacă vorbim de cartea Daniel, a știut să se controleze ce privește mâncarea, a refuzat vinul, în lista faptelor firii pământești este și îmbuibarea și beția. Știți că aici, în exprimarea faptică a revelației biblice, manifestarea cultică este de mare valoare? În program de consiliere, la telefon sau prin alte mijloace de comunicare, unii tineri îmi spun: nu pot controla poftele. Este o chestiune majoră la tinerețe. Cine aici este puternic, este erou în vremea aceasta. Și eu întreb: postești? Nu prea. Citit Biblie? Rugăciune? Nu prea. Nu pot fi rezultate. Da, dragii mei. Dacă un om nu mănâncă, are putere fizică? Eu obișnuiesc să spun că omul are valabilitate o zi. Nu-i da să mănânce o zi, nu-l lasa să se odihnească o noapte, să vezi. Apt?
apoi mai împinge ceva cu o cafea, două, nu? Da? Tot. Ne dovedim limitele. Da, spiritual, cu ceea ce noi ne hrănim, poate să ne ducă mai mult. Dragii mei, manifestarea sau exprimarea faptică, așa cum am numit-o, e una clipă de clipă. Prin ceea ce numește Apostolul Pavel în Romani 8, călăuzirea Duhului Sfânt și îndemnurile Duhului Sfânt, aceste șoapte binecuvântate la nivelul minții. Spunea un pilot a cărui cabină s-a depresurizat și a ajuns leșinat până la urmă la sol. Eu am crezut că omul trece de la o zi la alta, acum am aflat că trece de la o respirație la alta. Cam așa este și în plan duhovnicesc. Sau dacă vreți la volan, câte secunde îți poți permite să mergi cu ochii închiși? Nu pe autostradă, așa, noaptea, când nu-i trafic. Iată câte ispite, ce provocări sunt la fiecare pas. Cum va putea tânărul să-și țină curată cărarea îndreptându-se? După cuvânt, după revelație, este exprimarea faptică a revelației, dar nu fără această manifestare cultică, pe care nu mai vreau să insist pentru că ați reținut. Am vrut doar să arăt relația dintre disciplinele sfinte și trăirea sfântă. Cum a avut Daniel un așa succes? A spus împăratul, scrie aici în versetul 16, Dumnezeu tău care îi slujești necurmat. Și în felul acesta și rezultatele vor fi o binecuvântare. Bănuiesc că marea parte dintre voi sunt necăsătoriți. Și constatăm cu tristețe uneori, avem și cazuri fericite și mulțumim Domnului și felicităm, dacă se poate spune, pe cei în cauză. Când se încheie și avem apoi familii sănătoase, statornice, în care este bucurie, împlinire, fericire. Dar din nefericire, cum spuneam, sunt unii care abia după aceea constată cu cine s-au căsătorit. Cum îmi spunea o beată soră tânără căsătorit, frate, nu-l pot duce la adunare. Ce să mai spun să conducă familia în închinare? El este cu meciul, cu știrile. Și când îl întreb pe el, spun, e drept ce reclamă soția ta? La care zice, așa a fost întotdeauna, de-aia n-a văzut. Ce trist. Dar când avem de-a face cu tineri, care nu doar că își manifestă credința că se poate și așa, și în rest să fie niște farisei, să facă de ochii lumii, Doamne ferește. Dar când ai un crez corect, o închinare plăcută Domnului, o viață sfântă, un limbaj duhovnicesc curat, maniere, bunăvoință, dragoste, bunătate, în revărsarea aceasta binecuvântată a Duhului Sfânt. Îți vine să spui cum a spus împărăteasa din Seba către Solomon, că nu m-aș mai duce acasă. Nu? Numai să te aud. Ce companie sfântă când este Domnul între tineri. Ce frumos! Odată am ieșit la ușa unei adunări și discutau niște tineri. La 5 minute după încheierea programului, nu mai spun ce, că nu-mi face plăcere. M-am apropiat de ei și le-am spus, dea bunul Dumnezeu să nu vă însurați în grabă. Și spune, frate Iosif, ce e vorba asta? Binecuvântare. Și a zis, dar de ce? Nu doar așa ca să nu afle fata aceea că ai lăsat toată spiritualitatea acolo pe bancă în adunare. N-am văzut Biblie nici la unul în grupul acela. Dar cum vei putea tu să îi duci generația, să fii un preot al copiilor tăi?
dacă nu duci cu tine acest suflu duhovnicesc, nici măcar până în curtea adunării, că scrie în Biblie că și în curțile casei Domnului este o plăcere. Să transmitem așadar, și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu asta, o viață sfântă celor din jur. Tinerii din vremea noastră, societatea în general, nu poate fi acum convinsă cu teorii. Nu, contraargumentează, refuză, apelează la legi, le socotesc constrângeri, dar nu vor putea să refuze izbitoarea și în același timp plăcuta imagine a unui sfânt. Asta nu se șterge din memorie, nu se poate șterge din computerul minților. Să vadă o fată credincioasă, un băiat de caracter. Să vă dau un exemplu care îmi vine în minte. Mă caut într-o zi un frate diacon, un frate tânăr, căsătorit. Și spun așa. Asta s-a întâmplat anul trecut. Și spune diacon, uite, acest frate a cumpărat o mobilă. Second. A dus-o acasă și când se monteze într-un sertar a găsit 95.000 de euro. N-a mai dormit bietul om toată noaptea, țabana a bâlceat acasă. Și dimineața a dus la diacon și a spus, frate, ce ai de făcut? Ăștia nu-s banii mei, eu am cumpărat mobila. Și s-au dus înapoi la vânzătorul mobilei. Respectivul nu știa de bani. Mobilă era cumpărată în apartamentul tatălui său care decedase de curând. A fost un om mai bogat, a avut și alt apartament și zice, a, e apartamentul acela, m-a avut când de timp se regăsătorise cu altă femeie, nu doar cu mama, celul la care s-au dus. Am apreciat și înțelepciunea fratelui diacon care a zis, uite, omul acesta este credincios, pentru că a întrebat, respectiv era medic, domnilor, așa ceva e de trecut la anul de onoare. De ce ați venit cu bani înapoi? N-avea cum să se afle, sau cel puțin doar dacă ați fi fost căutați. A spus, pentru că eu sunt credincios unor principii, ce cred, trăiesc. Și diaconul, cum vă spuneam aici, a intervenit cu înțelepciune și a zis, da, știți? Deci, dumneavoastră, nu știați de banii ăștia? Nu. Noi când ne alegem cu o sumă de bani, noi dăm zeciuială. Și medicul s-a prins și a zis, bine, și eu îi dau la asta zeciuială. Și s-a întors fratele cu 10.000 de euro înapoi. Pe drept, curat, cu o notă bună în catalogul din cer. Bine că nu mi s-a întâmplat nouă, că nu știu ce făceam, nu? Și în al patrulea și ultimul rând. Deci nu uitați. O credință bazată pe revelația biblică. 2. O manifestare cultică potrivit revelației biblice. 3. O exprimare faptică a revelației biblice asistată de manifestarea cultică. Ce rezultă în urmă? Care e câștigul, ca să păstrezi expresia fratelui dinainte, a unui astfel de comportament, a unui om religios biblic? Una din expresiile cele mai potrivite pentru noi oameni este evlavia. Expresia se întâlnește în Scripturi cel mai frecvent în epistolele 1 și 2 Timotei. Și între altele scrie la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8, următoarele. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia, și asta nu ține numai de manifestare cultică, ci de tot ce v-am spus, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Și vă întreb, reamintind din nou de Daniel și ceilalți trei,
le-a fost folositoare gândirea și practica vieții lor și manifestarea lor cultică în viața de aici? Le-a fost folositoare. Dacă vrea Dumnezeu să te promoveze pe o poziție, să-ți dea înțelepciune, toți profesorii nu-ți bloca înaintarea. Toți oamenii pot să stea împotrivă. N-au succes. Ce a zis nevasta și prietenii către Haman? Parafrazez eu. Te-ai pus cu un om al lui Dumnezeu. Ai început să cazi. Și el va fi în ascensiune. Dumnezeu i-a folosit nu doar spre binele lor, în pozițiile care le aveau, ci spre binele societății de atunci. Dar știți care a fost marele câștig a acestor patru tineri? Cum vă spuneam, frustrați, poate nu mai puteau să se căsătorească. Rupți de țara, de neamul lor. Scrie în Daniel la capitolul 2, 3, 6. În acele momente speciale după descoperirea visului și capacitatea de tâlcuire, după izbăvirea din cuptor. Citesc din capitolul 3, versetul 28. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Și știți cine era acolo de față? Toți demnitarii de la conducerea Imperiului și din provincii. Ce evanghelizare! Ce mesaj regesc! În capitolul 6, în imperiul următor, Medo-Persan, scrie de la versetul 26, poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii se teamă să fricoșeze Dumnezeul lui Daniel. Într-o lume politeistă, regele să dea un asemenea comunicat. Dar n-au încercat consilierii să-l oprească. Și-a exercitat autoritatea, dar și-a manifestat de fapt Dumnezeu. Au ajuns dușmani în groapă, comunicat către imperiu. Cred că pentru Daniel și pentru ceilalți, mai mult decât izbăvirea din cuptor și din groapă, a însemnat proclamarea numelui Dumnezeului lor, pe care noi îl binecuvântăm și vrem să-l binecuvântăm pentru vecii vecilor. Vă doresc să fiți folosiți în cunoașterea lui Dumnezeu de către alții, în proclamarea numelui amăriției divine, în locurile unde Dumnezeu v-a îngăduit să fiți așezați, în grupa de studenți, într-un mijloc de transport, poate prin vorba care spui, prin atitudinea care o ai, în familia ta poate este mixtă, la locul de muncă, în birou, oriunde, în fabrică, oriunde, să se știe. Să ne poată folosi Dumnezeu la nivelul planurilor sale, a lucrărilor sale. Va mai mult, dar nu-i timp să vorbim de toate și nu-i cazul, că toate sunt cu limită. Dumnezeu l-a folosit pe Daniel o perspectivă escatologică mai bogată ca oricărui alt profet din Vechiul Testament. Stăm și acum și privim la lucruri care nici el nu le-a înțeles pe deplin, că erau păstrate în codificări divine până la vremea împlinirii lor. Ce viziune a avut! A văzut tronul lui Dumnezeu, evenimente care încă le așteptăm și noi. Cum se poate trăi cu un asemenea succes, cu un așa câștig? Și câștigul adevărat încă nu s-a arătat. Este de perspectiva noii lumi. Cu ce cuvinte se încheie cartea Daniel 12 cu 13? Iar tu du-te, te odihnește că ai slujit destul și te vei scula și odată în partea ta de moștenire. Auzi? Nu știu ce moșteniți de la părinți. Aci în condiția umană. Asta moșteniți de la părinți.
Dar știți că dincolo moștenim ceea ce facem noi aici? Omul religios biblic are perspectiva aceasta eternă. Dar aici nu trăiește cu capul nori, este util și aici. Este o binecuvântare pentru societate. Dumnezeu mai păstrează lumea asta pentru sfinții care sunt și pentru cei care încă pot să li se alăture. Da? Eu nu știu cât sunteți de credincioși, de religioși, cât de biblici, dar trag nădejde că după seara asta mi s-a apropiat sufletul mai tare de Domnul. Amin? Că o să-L iubim mai mult, că o să fim consecvenți în cele sfinte, că, deși poate trăiți cu anumite neîmpliniri, îți putea să spuneți, înseamnă că Dumnezeu pe aici, prin acest coridor întunecos, vrea să mă conducă pentru un plan al Lui. Nu trăim aici fără folos, fiecare avem un mandat, o menire. Numai să ne ridicăm la înălțimea acestei chemări și apoi să așteptăm ceea ce urmează. De când a plecat la Domnul scumpa mea soție, nu-i zi să nu mă gândesc și nu numai odată la noile tărâmuri. Ascultați-mă bine, sunteți tineri și este o vorbă în popor, ziua pusă-i ca și dusă. Eu vă spun că viața pusă-i ca și dusă și pusă și la voi. Dar viziunea noastră este una de perspectivă cosmică, eternă. Nici nu putem să o exprimăm într-un mod suficient, având în vedere grandoarea, nu doar dimensiunea ca timp. Da, dragii mei, ați fost aleși să-L cunoașteți pe Dumnezeu, trăiți la înălțimea acestei cunoașteri, manifestați-vă cultic, să știe toți. Nu într-un mod care să miroasă a fariseism, așa, ca să vadă alții. Cum spunea un biet călugăr, că e mai greu să postească atunci când e plecat de la mănăstire, când e singur. Și a spus tare, tu știi de ce? Că la mănăstire, tu când vezi pe alții că merg la masă, te mândrești, eu postesc, dar în chilie nu te vede nimeni. Dar se spune, amintind sau reamintind a treilea aspect al exprimării faptice, că adevăratul om nu este cel care se vede, ci cel care trăiește atunci când nu doar că nu se vede, se gândește că nici nu se va auzi vreodată. Dar ne vede Dumnezeu care ne iubește și ne va da utilitate, ne va da farmec, ne va da asemănare cu sine și în final ne va da toate lucrurile și împărăția. Aș vrea în zorii veșniciei, că acolo avem vreme, să ne întâlnim și să spuneți, știi frate că ne-am mai întâlnit la Cluj, aștept acea zi și să dea bun Dumnezeu ca până atunci să trăim cu folos și acolo și de acolo încolo să nu lipsească nimeni. Amin.